Multe persoane se întreabă, de ce sunt eu aici pe pământ? Ce am venit să fac? Care e darul meu? Cred că cel mai simplu răspuns îl afli când ești atent la ce faci toată ziua. Și din toate activitățile tale, observi care este activitatea pe care o faci cu cel mai mic efort și cu cele mai mari rezultate. Darul tău este tocmai abilitatea de a face acea activitate așa de ușor. Pentru că ție ți se pare că e foarte ușor, presupui că așa este pentru toată lumea. În realitate, ți este ușor să faci acel lucru pentru că este darul tău. Alții au alt dar, alte abilități care îi fac unici. Tu faci acel lucru cel mai bine în mod natural. Când începi să faci acea activitate, de fapt, începi să-ți schimbi viața. Când doar muncești ca să primești banii cu care să plătești facturile, dimineața când îți sună ceasul, tot amâni momentul de a te ridica din pat și când reușești să te trezești, îți dorești să te reîntorci în pat. Asta se întâmplă pentru că nu faci acea activitate pentru care ești dăruit. Când ajungi să descoperi ce știi să faci natural, cu ușurință și bucurie, mai trebuie să-ți și asumi să trăiești din acea activitate. Se cere să și faci ceea ce ești menit să faci ca să ai succes. Altfel îți pierzi vremea și energia. Sunt Elena Paula Șibei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.